La câteva zile după ce rudele Obreja s-a stins, soția lui, Antonia Obreja, a făcut mărturisiri cutremurătoare despre ultimele clipe din viața fostului președinte al Federației Române de Box. A plecat împăcat cu toată lumea. Nu mai purta nimănui niciun fel de pică. I-am iertat pe toți, așa mi-a zis. A spus Antonia, văduva fostului pugilist, spune că acesta a simțit că va muri și a făcut tot ce i-a stat în putere pentru a-și pregăti despărțirea de cei dragi, dar și de această lume, și a simțit sfârșitul aproape. Nu voi uita niciodată cum mi-a zis că urmează să ne părăsească. Eu astăzi voi pleca. Și așa a și fost. Nu vreau acum să spun nimic mai mult. Ce a fost, a fost. A mai spus soția fiica lui Rudel Obreja, Leila, a transmis un mesaj tulburător pe rețelele de socializare. După moartea tatălui său, în ultimele clipe din viață, tatăl meu, cu tăria și credința care îl caracterizau, își ierta călăii, judecătorii, procurorii, oamenii politici, directorii de penitenciare și toți ceilalți, care cu mâinile albe, vă lasă impresia că urmăresc virtutea țării, vă vor binele și vă scapă de corupție, ce făceau cei pe care îi alegem și îi hrănim, avocatul poporului. Președintele, atunci când campionul lor, cel care le-a pus argintul și bronzul la picioare în 89, cel pe care l-au primit acasă în aplauze și îl puneau să pășească pe covoare de flori, cel al cărui nume nu se va pierde în istorie, Rudel Obreja, își striga disperat durerea din spatele gratiilor. A fost o parte a mesajului transmis de Leila Obreja. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.